Cu șarpele în bucătărie, așa s-a trezit ieri o familie din Hinova. Speriați, oamenii au sunat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi care a îndepărtat reptila. Potrivit statisticilor, de la începutul anului, jandarmii mehedințeni au intervenit în 20 de astfel de situații. Familia care a alertat autoritățile se afla în bucătărie în momentul în care șarpele și-a făcut apariția. Se afla lângă aragaz când l-au văzut oamenii. Speriați, aceștia au sunat la 112. Jandarmii au ajuns la fața locului și au prins șarpele pe care apoi l-au eliberat în natură. Două intervenții pentru îndepărtarea șerpilor au fost înregistrate în această săptămână ca urmare a sesizărilor primite din partea cetățenilor prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112. În prima situație, jandarmii au intervenit pentru ridicarea unui șarpe aflat în fața unui bloc de locuințe din municipiul Drobeta, Târgu Severin, iar în cea de-a doua situație, jandarmii s-au deplasat în localitatea Hinova pentru îndepărtarea unui șarpe aflat într-o bucătărie. În ambele cazuri, reptilele au fost îndepărtate, ulterior fiind eliberate în mediul natural. De la începutul anului, jandarmii au fost solicitați să acționeze în peste 20 de astfel de cazuri.